Și pentru o predică trebuie să ne pregătim o viață întreagă. N-am crezut lucrul acesta și de multe ori diavolul mă împingea cu ani în urmă până sâmbătă. Și sâmbătă nu știam pe ce să pun mâna să pregătesc predica pentru duminică și mi-am dat și am seama că este o înșelătorie aceasta și predicatorul trebuie o viață întreagă să se pregătească pentru predica. De aceea, marele predicator n-a fost altul ca și el, Domnul Iisus, învățătorul învățătorilor, dascălul dascălilor, cel pe care nu l-a depășit nici Billy Graham, nici Spurgeon, nici alții. El predică aici. Auditoriu, nu știu câte persoane a fost, dar știu tânărul bogat a fost acolo, ucenicii au fost acolo auzind această predică, în final întrebându-l atunci cine poate să fie mântuit. Dar nu e important, auditoriu, dacă în fața ta ai un om sau 10, dacă sunt la ambon sau în mașină, dacă sunt în parcare sau la job. E o înșelăciune ideea, crezând, predicator înseamnă ambon. De mult am renunțat la gândul acesta. Predicator învățător înseamnă omul care își desfășoară slujirea, activitatea oriunde. Domnul n-a avut un ambon, Domnul a predicat dintr-o barcă, Domnul a predicat pe un munte și Domnul a predicat într-o casă unde nici nu și-a propus să vină mulțimea, unde a intrat să se ocupe de un bolnav. De aceea, bunul nostru a fiecăruia trebuie să fie oriunde, unde Duhul Sfânt ne îndeamnă să vorbim din cuvântul Domnului. Și aici, acest domn care predică aici, la predica lui, repet, n-a fost un oarecare mare predicator, ci a fost Domnul însuși. Din fața lui, un ascultător merge mâhnit de aceste cuvinte. Pleacă acasă sau unde a plecat, mâhnit de aceste cuvinte. Mi-a plăcut de Domnul, era catalogat chiar de vrăjmașii lui, de criticii lui, de batjocoritorii lui. Știm că tu ești acela care nu te uiți la fața omului și predici curat, predici drept, predici adevărul și acum te rog să ne spui următorul lucru. Frumos calificativ. Să dea Domnul fraților care predică publicul să le spună predici drept, predici curat, nu te uiți la fața oamenilor și predici toată Evanghelia. Dumnezeu e bun, e bun, e bun, din ianuarie 2011 până ianuarie 2012. Și unde este Dumnezeul care este pocmistuitor? Și unde este Dumnezeul care este, cum scrie acolo, uitați-vă și la bunătatea lui Dumnezeu, dar uitați-vă și la asprimea lui Dumnezeu. Predicator ce și aleg numai asprimea, numai pocmistuitori, predicator care și aleg numai bunătatea și numai dragostea. Dar adevăratul predicator pe care îl avem în față și care zice, Nelule, urmează-mă, Bogdan, urmează-mă, Pavel, urmează-mă, Feri, urmează-mă, unde să te urmezi?
urmați-mă și cum am predicat eu, așa să predicați și voi. Fie că aveți în față un tânăr bogat, fie că aveți în față un tânăr sărac și amărât. Urmați-mă, urmați-mă și învățați de la mine. De la cele mai mici lucruri până la cele mai mari lucruri. Și e foarte important când învățăm pe cineva în familie și așa mai departe, cu durere. Îmi spunea aseară o persoană, sunt dezamăgit, sunt praf, am fost în America, biserica e condusă de oameni cu bani, au ajuns în comitet și oamenii aceștia dirigează, ei spun cine trebuie să predice, ei spun cine trebuie să cânte și dacă nu se face cum zic ei, își iau o turmă și fac o altă biserică. Pentru că e fața oamenilor, pentru că e compromisă în zilele din urmă Evanghelia, predicarea, predicatorii și așa mai departe. Dar noi avem aici în seara aceasta un predicator care are în față un membru din Sinedriu, care are în față un om cu reputație, care are în față un om cunoscut în sinagogă, care are în față un om bogat și îl putea sponsoriza, care are în față un om care nu era oricine și putea Domnul să le șmecherească, să le învârtă, să le sucească și să spună ceva care să împace și capra și varza. Dar Domnul este categoric, este iubitor, Domnul este drept și Domnul îi spune foarte curat, tânărule, cu tine este o problemă. Banii, averea e legată de inima ta. Tu te închini. Am genunchiat, spunea Marcu în capitolul 10. În public, în mulțime. Să vină un tânăr să îngenuncheze înaintea Domnului și Domnul să-i spună această îngenunchiere, această închinare, acest respect, această cultură, această moralitate, această străduință a împlinirii legii, nu valorează nimic, deoarece în inima ta tu ai un Dumnezeu pe care îl iubești mai mult decât pe mine. Doamne, dar eu cânt. Doamne, dar eu mă rog. Doamne, dar eu mă împărtășesc. Doamne, eu o iubesc pe mama și pe tata îl iubesc. Doamne, eu n-am ucis. Doamne, eu n-am furat. Doamne, eu n-am mințit. Doamne, eu n-am poftit. Doamne, eu țin sabatul, Doamne. Și Domnul, cum spunea Bogdan, cunoaște inima, intră în inima lui. În inima lui avea pe altcineva la care ținea mai mult. Pe altcineva pe care iubea mai mult. Și când Domnul s-a atins de problema lui, el s-a mâniat, s-a mâhnit și a plecat întristat de la adunare. Deseori mă întreb, cum plece acasă când se predică Evanghelia? Unii strâșnești din dinți. Ștefan predica. L-a predicat adevărul. Cunoștea adevărul. El nu s-a jucat de a predica. El nu s-a jucat cu darurile. El nu s-a jucat cu un Dumnezeu sfânt, sfânt, sfânt. El a predicat și a predicat cuvântul. Dar în fața lui au fost oameni care și-au băgat mâinile în urechi. N-au putut să audă adevărul. Care au început să scrâșnească din dinți. Și apoi au luat pietre
și l-au lovit pe predicator. Și predicatorul a murit sub ploaia de pietre. În urma unei predici venite din cer, un om plin de Duhul Sfânt și de putere, un om ce a predicat evreilor, un om care a arătat istoria lor, un om care i-a purtat prin Biblie, nu prin glume, nu prin basme, nu prin povești, nu prin păreri personale, nu prin tradiții date în obiceiuri, culte, religii. El predică Evanghelia. Oamenii scrâșnesc din dinți, iau pietre și ucid pe predicator. Petru predică cu aceeași putere, cu aceeași autoritate, cu același dar și cu aceeași râpnă. N-avea ură, n-avea ciudă pe cei care erau în fața lui. El predica. Dur predicator. Voi l-ați răstignit pe Domnul slavei. Și oamenii aceia, în urma mesajului, au rămas străpunși în inimă și au zis, fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, botezați-vă, după aceea umplerea cu Duhul Sfânt și așa mai departe. Cum mă duc din fața predicării Evangheliei? Mâhnit? Mă duc scrâșnind din dinți, lovindu-l pe cel ce a predicat? Sau a treia variantă, mă duc cu o inimă străpunsă, mă duc cu gânduri de pocăință, mă duc acasă, astăzi Domnul mi-a vorbit, în seara aceasta Domnul mi-a vorbit și inima mea veche e străpunsă, mă pocăiesc, Doamne, mă pocăiesc, Doamne. Facă Domnul din cele trei categorii să alegem aceea categorie. Când cuvântul să pătrundă în inimă și să lucreze acolo. Unule învățător, ce să fac? Asta e neprihănirea cărturarilor și a fariseilor, care n-are promisiunea intrării în împărăția lui Dumnezeu, citind zeci de texte din Biblie, în vechime, neprihănirea cărturarilor și a fariseilor și a evreilor din vechime, drept răsplată era. Oaia poate doi miei, câștig în războaie, cultură puternică, sănătate, prosperitate și așa mai departe. Citiți, documentați-vă, eu am citit zeci de texte. Se avea de-a face cu binecuvântări pământești. O neprihănire lucrată prin fapte care nu și-avea promisiunea mântuirii. Nu era o neprihănire căpătată prin credință urmată de fapte. Și era neprihănirea cărturarilor și a fariseilor lucrată de fapte cu răsplată pe pământ. Și Domnul a venit și a scos, stați puțin, e bun să nu ucizi, să nu furi, să nu prea turbezi, să nu juri strâmb, să nu cotare, e bun, dar altceva. Am venit să aduc harul. Am venit să aduc puterea, am venit să intru în voi, am venit să vă scot Dumnezeii din inimă, am venit să vă noiesc inima și mintea, am venit să lucrez la păcatele Duhului. În vechime nu se avea în vedere păcatul Duhului. Dacă urai, nu erai pedepsit, dacă ucideai, te aștepta pedeapsa. O pornografie e un păcat al cărnii.
Dar ceea ce întinează și mintea, și inima, acela e un păcat al Duhului, de care Domnul a venit să ne curățească, să ne spele. Aici tânărul, el stătea bine cu cele 10 porunci, mai puțin cu aceea, să nu poftești. Dar stătea foarte rău cu standardul pe care a venit Domnul Iisus și l-a adus. Nu în locul neapărat, deși pentru mine nu-i greșit. Cele 10 porunci atât de importante au fost pentru evrei, cum este pentru Biserica Nou Testamentală predica de pe munte. Domnul aici intră în inimă. Tânărul avea de-a face numai cu exteriorul și tot ce e legat de exterior. Dar inima lui era murdară. În inima lui nu locuia Dumnezeu. În inima lui nu locuia Domnul Iisus. Și i-a spus Domnul, tu ai o problemă cu inima. În inima ai un idol la care te închini. E averia, e încrederea în bogății. Tu iubești mai mult banii, bogățiile, mai mult decât viața veșnică. Alege, tânărule, și tânărul alege bogăția, alege banii. N-a putut să părăsească și apoi să-L urmeze pe Domnul și să intre în împărăție, cum a dorit el. Ce să fac ca să am viață veșnică? Să dau $100, am viață veșnică. Ce să fac? Să nu ucid, să nu cutare. Domnul i-a spus, îți lipsește un lucru. Vinde tot ce ai, ia-ți crucea și urmează-mă. Frații mei, în seara aceasta, se leagă textul și de azi dimineață. Să ne gândim foarte bine. Ce să fac? Postez de două ori pe săptămână. Fac milostenie. Mă rog în ulițe și în piețe. Nu ucid, nu fur. Ce să fac? Și aceasta este, se crede, mântuire prin fapte, care nu există. Mântuire prin fapte. Mântuirea se capătă prin credință. Suntem socotiți neprihăniți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Tânărule, eu am venit degeaba pentru tine. Tu, pe baza a ceea ce faci, crezi că ești mântuit. Eu de ce sunt aici atunci? Ca și cum ar fi spus Domnul. De ce am venit eu pe pământ? Dacă tu nu prea curvești, nu ucizi, nu minți, cinstești pe tata, cinstești pe mama, postești de două ori pe săptămână, dai zeciuială. Eu de ce am venit? Dacă acestea, tu le poți face. De ce am venit eu? Și Domnul a zis, urmează-mă. Ia-ți crucea. Vinde tot ce ai. Pleacă de Dumnezeul din inima ta. Scoate-l. Mie nu-mi trebuie numai exteriorul. Mie nu-mi trebuie numai fapte. Eu în primul rând doresc, zice Domnul, primește-mă pe mine, iubește-mă pe mine, urmează-mă pe mine. Și noi suntem mântuiți prin jertfa Domnului Iisus Hristos. Suntem mântuiți prin moartea și învierea Lui. Suntem mântuiți prin credința în El. Și credința fără fapte e adevărat că e moartă. Cred, dar nu fac nimic. Cred, dar încep să lucrez. Cred și mă rog, în ascuns. Cred și fac milostenie, cu bucurie și cu dragă inimă. Cred și mă lupt să nu-mi întinesc cugetul la vederea unei fete și cineva se plângea ieri în biserică. În maier o fată, cum poate să vină? În biserică. Pe dacă te uiți la ea în maier,
cu sânii, cu subsoarele goale, cu așa mai departe. Unde vom ajunge peste 50 de ani? Ce peste 50? Peste un an? Dar unde am ajuns? Dar unde a ajuns biserica? Când bărbații în biserică își întinează cucetul la vederea unei îmbrăcăminți subțiri a unei fete care nu-i frică de Dumnezeu și nu-i rușine de oameni. Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este sfânt. Dumnezeu este sfânt. De aceea Domnul așteaptă o trezire și să facem fapte vrednice de pocăință. Și în urma credinței iau valabilitate faptele noastre. Și în fața noastră avem un predicator pe Iisus Hristos care n-a zis: Petre, tu ești mai îndrăzneț, cheamă tânărul ăla că am văzut că s-a supărat, cheamă-l, da, dacă aș putea, ca la piață, mai las de la mine și dacă cumva el mai pune de la el. Mă feresc de compromis. Mă feresc să zăpăcesc oamenii. Mă feresc de o evanghelie pervertită. Mă feresc să spun păcatului cultură. Mă tem de Dumnezeu. Și dacă spun ce spun, spun de dragul vostru și a meu. Și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Amin. Ia-ți crucea. De ce să nu rămân aici? Unii pleacă probabil mâhniți. Când te-ai dus la garderobă și ai luat o rochie și un îmbrăcăminte, știți că eu nu sunt cu textilele. Știți, nu? M-au zis odată, nu știu la câtă vreme. O ai această rochie, acest maieu, această așa. E voia mea. Trage o linie verticală. Vine Duhul Sfânt. Ia-ți crucea. Voia mea o tai cu altă linie. Și se formează o cruce. Nu-mi tai voia mea pentru voia Domnului, nu iau crucea. Pot să cânt cât vrea. E închinare fără rezultat și nu-i primită de Domnul. Îmi vine să mă cer cu soția, voia mea, vine voia Domnului și taie peste voia mea și s-a format crucea. Ia-o, renunță, da. Și sunt 1100 de exemple. Mă duc în fața internetului. Voia mea, pornirile mele. Vine cuvântul de duminică seara. Ia-ți crucea, ia-ți crucea, ia-ți crucea. Iau voia Domnului, tai peste voia mea și mă duc la predică pe internet să ascult o predică. Și aș putea continua cu sute de exemple, și acum am încheiat, aș continua cu sute de exemple. Ia-ți cruce. Cruce înseamnă voia Domnului să o taie voia ta și voia mea. Și apoi să-L urmăm pe Domnul. Și Domnul ne va binecuvânta. Vă invit să vă ridicați. Stăm în fața Domnului, a cuvântului, a predicatorului care e prezent în adunare. Stăm în fața mântuirii noastre personale. Și niciunul să nu întoarcem spatele, ci mai degrabă să întoarcem fața și să spunem: Doamne, am venit la Tine, Doamne! Ce să fac ca să fiu mântuit, Doamne? Spune-mi Tu și ce-mi spui Tu, eu de grabă împlinesc
ceea ce îmi spui tu. Și veți vedea, bucuria mântuirii o să ne inunde inima și mântuirea începe să încolțească și viața noastră va fi o viață binecuvântată. Ne rugăm, îi mulțumim Domnului pentru azi dimineață, pentru seara aceasta. Luăm hotărâri noi, facem juruințe și plecăm pe un drum nou. Să ne rugăm cu toții, Domnului.